Vom încerca acum să ne apropiem de partea din cuvânt pe care ne-am propus-o spre meditație în această întâlnire a noastră. Și înainte de a da citire capitolului 11 din cartea Neemia, aș dori să fac această precizare. Meditațiile noastre vor fi binevenite. Așa cum am anunțat și în scrisoarea de informare, de invitație, întâlnirea este deschisă pentru meditațiile oricărui frate care a primit din partea Domnului cu privire la textul acesta un gând care poate fi de folos pentru noi toți. Nu au mai fost programați frați ca să se ridice și să prezinte din cuvânt, și ne-am gândit că ar fi de folos pentru întreaga adunare să încercăm și formatul acesta. Frații care au un cuvânt să se ridice, nu este vorba despre niște predici, ci gânduri care de preferință să fie scurte. Și dacă un frate are gânduri mai multe și ar ocupa timp mai mult, atunci poate că este de preferat să spună un gând întâi și apoi să mai spună și altul. Deci să fie o întâlnire deschisă pentru meditație pentru noi toți. Din punct de vedere tehnic, sigur, de preferat ar fi ca frații care au gânduri de spus să vină aici în față. Așa este regula unei comunicări. Dacă vrem să transmitem un gând din partea Domnului, este bine să ne vedem și fața, nu doar să ne auzim glasul. Iar dacă un frate care se află în rândurile din spate ar dori să spună ceva, cred că nu ar fi prea mare deranjul dacă ar veni câțiva pași până aici în față. Sigur, dacă totuși fratele n-ar dori să iasă în față din diverse motive, microfonul de aici este mobil și îl putem transmite într-un fel sau altul. Dar de preferință, pentru că este bine să ne vedem la față când transmitem un mesaj, este bine să fim aici în față. Acum o să-mi permiteți să citesc capitolul acesta, Neemia capitolul 11. Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorți pentru ca unul din 10 să vină să locuiască la Ierusalim, în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bunăvoie să locuiască în Ierusalim. Iată căpeteniile ținutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetățile lui Iuda fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoții și leviții, slujitorii templului și fiii robilor lui Solomon. La Ierusalim s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda, Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereț și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Colhoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Shiloni. Toți fiii lui Pereț care s-au așezat la Ierusalim au fost 468 de oameni viteji. Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia, și după el Gabai și Salai, 928. Ioel, fiul lui Zicri, era căpetenia lor, și Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetății. Din preoți: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachim, Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Tzadok, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, fiul domnul casei lui Dumnezeu. Și frații lui care făceau slujba casei
822. Adaia, fiul lui Roham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amții, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia și frații săi, capii caselor părintești, 242. Și Amașai, fiul Zareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilomet, fiul lui Imer și fraților, oameni viteji. 128. Zabdiel, fiul lui Gedolim, era căpetenia lor. Din leviți, Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni, Șabetai și Iozabad, însărcinați cu treburile de afară ale casei lui Dumnezeu și făcând parte din căpeteniile leviților. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din frații săi, și Abda, fiul lui Shamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. Toți leviții din Cetatea Sfântă erau 284. Și ușierii, Acub, Talmon și frații lor, păzitorii porților, 172. Cealaltă parte din Israel, din preoți și din leviți, s-au așezat în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moșia lui. Slujitorii templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenie pe Țiha și pe Ghișpa. Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica. Dintre fiii lui Asaf, cântăreții însărcinați cu slujba casei lui Dumnezeu, căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreți, să li se dea o parte hotărâtă pe fiecare zi. Petahia, fiul lui Meșezabeel, din fiul lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregătorul împăratului pentru toate treburile poporului. Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Kiriat Arba și în locurile care țin de el, la Dibon și în locurile care țin de el, la Iecabțeel și în satele care țin de el, la Ieșua, la Molada, la Bet Per Palet, la Hațar Șual, la Beersheba și în locurile care țin de ea, la Țiclag, la Mecona și în locurile care țin de ea, la Enrimon, la Țorea, la Iarmut, care țin de el, la Lachiș și în ținutul lui, la Azeca și în ținuturile care țin de el. S-au așezat astfel de la Beersheba până la valea lui Hinom. Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Geba, la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care țin de el, la Anatot, la Nob, la Hanania, la Hațor, la Rama, la Gitaim, la Hadid, la Țeboim, la Nebalat, la Lod, la Ono, valea lucrătorilor. Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda. Zilele trecute, dacă nu mă înșel, joi seara, stăteam de vorbă cu un frate și care este printre noi și mă întreba, frate, zice, ați spus Neemia 11, zice, ce putem găsi acolo? Și în adevăr, vă mărturisesc că am făcut o lectură cu glas tare acasă, ca să încerc să pot rosti numele, care nu sunt nume obișnuite și trebuie atenție ca să le citesc. Nu știu dacă am fost foarte corect în toate numele citite. Însă, în adevăr, în momentul în care mergem la rând cu cuvântul lui Dumnezeu, găsim
și locuri de felul acesta. Și fără îndoială că dintr-o dată ne simțim poate cel mai dependenți de Duhul lui Dumnezeu, să vedem ce ar putea Domnul să ne transmită dintr-un loc de felul acesta. Un loc cu nume necunoscute, cu nume care nu fac parte din limbajul normal, liste lungi de oameni care au fost odată și parcă ne întrebăm ce ar vrea Dumnezeu să ne transmită în momentul în care întâlnim asemenea texte din Cuvântul lui Dumnezeu. Și fără îndoială nu este un demers simplu ca să prinzi gândul lui Dumnezeu. Și probabil că printre multele nume care apar vor fi niște cuvinte cheie care ne vor ajuta să desfacem puțin un text în aparență arid și care nu transmite foarte mult. Este preocuparea lui Dumnezeu ca să ne vorbească despre niște oameni care au rămas de mult în istorie, care fie s-au evidențiat printr-o ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea, fie alții care s-au dovedit neascultători față de Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum știm, revenind la contextul acestei cărți, o carte care are în vedere vremea aceasta istorică a reabilitării poporului. Poporul care se întorsese în mai multe valuri din țara robiei, vine acum din nou la Ierusalim și am văzut de-a lungul cărții Neemia, așa cum și în cartea Ezra sunt prezentate, etapele prin care au trecut acești izraeliți credincioși care au înțeles din partea lui Dumnezeu că trebuie să se întoarcă după împlinirea celor 70 de ani hotărâți de Dumnezeu ca disciplină pentru un popor care căzuse adânc în idolatrie, pentru un popor care respinsese în mod constant glasul prorocilor, care fusese avertizat, dar a cărui atitudine a fost de împotrivire și de respingere a mesajului lui Dumnezeu. Mărturia lui Dumnezeu, laudele lui Dumnezeu fuseseră compromise și Dumnezeu a hotărât să-i trimeată în robie pentru 70 de ani și se vor întoarce din robie și vor trebui să ia lucrurile de la capăt cu același obiectiv pe care îl stabilise Dumnezeu. O închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu și o mărturie adevărată pentru toate popoarele din jurul Ierusalimului. La capitolul închinare și la capitolul mărturie, poporul se dovedise falimentar, motiv pentru care Dumnezeu îl disciplinase prin robia lungă de 70 de ani. Acum, poporul s-a întors. Și așa cum știm, a fost nevoie de reconstrucție, reconstrucția altarului, reconstrucția templului, reconstrucția zidurilor Ierusalimului și n-a fost o treabă ușoară. În momentul în care Neemia și-a asumat înaintea lui Dumnezeu această slujbă, o va face cu credincioșie. Acum Ierusalimul are din nou ziduri, dar are nevoie de locuitori. Ierusalimul are nevoie de ziduri întărite, dar și de locuitori care să păzească zidurile. Și Ierusalimul, deși zidurile fuseseră reparate, era în continuare într-o stare deplorabilă. Probabil foarte multe case erau încă dărâmate și oamenii evitau Ierusalimul. Pentru că foarte probabil la Ierusalim înțelegeau că vor fi expuși. Locurile, capitala era expusă și izraeliții, pe de o parte, voiau să se întoarcă la moșia lor, așa cum hotărâse Dumnezeu și așa cum știm din felul în care Dumnezeu le dăduse în stăpânire țara Canaanului, fiecare trebuia să fie credincios și să rămână în limitele moștenirii, în limitele teritoriului pe care îl moștenise de la Dumnezeu și terenul era al lui Dumnezeu, pământul era al lui Dumnezeu. Acum, căpetenii au înțeles că trebuie să fie la Ierusalim
Și au înțeles că trebuie să mai fie și alții. Din felul în care se exprimă cuvântul lui Dumnezeu în primele două versete, căpetenile poporului s-au așezat la Ierusalim, cealaltă parte a poporului a tras la sorți, pentru ca unul din 10 să vină să locuiască la Ierusalim, în Cetatea Sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. Poporul a binecuvântat pe cei ce au primit de bunăvoie să locuiască în Ierusalim. Voi spune doar un gând cu privire la aceste două versete și mă voi opri. Se pare că nu în mod firesc niciunul nu și-ar fi dorit sau cei mai mulți nu și-ar fi dorit să rămână la Ierusalim. Așa cum spuneam, la Ierusalim probabil că se simțeau expuși. În cazul unui conflict, în cazul unui război, primul loc vizat e fără îndoială Ierusalimul. Și așa cum știm, de-a lungul istoriei lui Israel, Ierusalimul era ținta cuceritorilor, ținta celor care voiau să pună stăpânire peste Canaan, peste țara lui Israel. Și soluția a fost să caute, să totuși să fie niște oameni, o zecime din cei întorși să locuiască la Ierusalim. Cum să faci lucrul acesta? Acum, textul este pretează la înțelegeri într-un fel sau în altul. Se pare că în mod sigur au tras la sorți. Și ne aducem aminte din cartea Proverbe că se aruncă sorțul în poală, dar hotărârile vin de la Domnul. Tragerea la sorți era o modalitate de a cunoaște și de a te așeza pe drumul voiei lui Dumnezeu. Cu siguranță că se ridică întrebarea în ce măsură această modalitate de a cunoaște voia lui Dumnezeu este valabilă și astăzi, și poate că aceasta va fi un subiect pentru partea a doua, să dezbatem în ce măsură tragerea la sorți mai este astăzi un instrument valabil în cunoașterea voiei lui Dumnezeu pentru noi toți cei care ținem cuvântul lui Dumnezeu astăzi în mână. Deci a fost nevoie să se tragă la sorți. Fie că puțini au fost cei care s-au oferit de bunăvoie să locuiască în Ierusalim, sau de la bun început s-a tras la sorți și în momentul în care sorțul a căzut pe cineva, putea avea două atitudini: să primească de bunăvoie sau să cârtească. A căzut sorțul pe mine și n-aș fi vrut să locuiesc acolo. Deci, iar poporul a binecuvântat pe cei ce au primit de bunăvoie să locuiască. Fie că erau desemnați prin sorți, nu știu dacă putem avea în vedere și faptul că de la bun început să fi fost persoane care să fi zis: fraților, eu vreau să rămân în Ierusalim, fără să ne fie nevoie de tragerea la sorți. În secvența însă, așa cum e prezentată din cuvânt, pare mai degrabă că s-a tras la sorți ca să se afle această zecime din popor care trebuie să rămână la Ierusalim, iar după ce s-a tras la sorți, unii au primit cu bucurie, de bună voie, s-au unit cu voia lui Dumnezeu, iar alții au zis: a căzut sorțul pe mine, nu putea să cadă pe altcineva. Există rezistență la noi adesea în primirea cuvântului voiei lui Dumnezeu, indiferent pe ce cale. Există manifestări de felul acesta, că nu ne învoim uneori, n-aș vrea să zic adesea, nu ne învoim uneori cu voia lui Dumnezeu. Pentru că ne place să fim mai protejați, nu ne place să fim expuși, nu ne place să intrăm în luptă, dar este un lucru foarte important și veți vedea de-a lungul textului că se precizează. Cei rămași la Ierusalim erau oameni lași, oameni fricoși? Nu, erau oameni viteji. La Ierusalim trebuie să fii pregătit de luptă, fără îndoială că și în celelalte cetăți
lupta putea ajunge. Dar prima luptă care se dă la Ierusalim. Primii expuși sunt cei locuitorii din Ierusalim care trebuie să apere zidurile și trebuie să fie oameni viteji. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și pe noi ca oameni credincioși că trebuie să lucrăm și să luptăm. Noi avem și o cântare. Iar Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1, și cu aceasta vreau să închei, Coloseni, capitolul 1, zice el, iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. La Ierusalim este de lucru și este de luptă. Și în alte cetăți, în fiecare cetate, este de lucru, trebuie să se lucreze și este de luptă. Drumul vieții de credință este un drum al oamenilor care înțeleg că au de lucrat și au de luptat. Pentru adevăr, pe urmele Domnului Iisus Hristos, mai spuneam și altă dată, pe urmele Domnului Iisus ne aducem aminte de un cuvânt pe care îl spune El. Credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? Nu! Ci am venit să aduc sabia. De ce? Pentru că învățătura cuvântului, descoperirea lui Dumnezeu, este întâmpinată cu împotrivire. Și oamenii se ridică și pun chiar mâna pe sabie în momentul în care vor să lupte împotriva lui Dumnezeu. Pe urmele Domnului Iisus avem de luptat, de lucrat și iar de luptat. De aceea trebuie să fim oameni harnici și oameni viteji pentru adevăr. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.